care a făcut cerurile și pământul. Eu n-am să încep cu acest verset. Am să spun, sunteți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Și veți fi în continuare binecuvântați dacă îl veți respecta pe Domnul. Dacă va fi în inima voastră în continuare. Aș vrea la început să spun că eu am venit aici și fac o slujbă ușoară. Pentru voi este mai greu. Pentru că trebuie să fiți atenți, să nu ațipiți în timpul discursului meu. Trebuie să fiți atenți, să mai acumulați iarăși ceva după un așa discurs minunat care fratele George l-a spus. Și mi-aduc aminte de un proverb care spunea, dacă avem un coșuleț cu fân, nu mai putem pune în el mere. Trebuie să dăm jos fânul și să punem mere. Acum voi ați umplut coșulețele de mere pline. Aș vrea să mai aveți loc și de un măr din partea mea. Dar aș vrea, înainte să vă cer să aveți răbdare cu mine, să aveți îngăduință, pentru că nu totdeauna pot să-mi păstrez emoțiile în inima mea. Și atunci discursul meu se referă la caracter. Se referă la un caracter potrivit. Toți am dorit să avem caractere potrivite și să fie aprobate de Domnul. Ca să ajungem la acele caractere potrivite, aprobate de Domnul, și să fim puși într-un loc unde El știe că este mai bine pentru noi, pentru fiecare caracter în parte, trebuie să învățăm din Scripturi. Trebuie să luăm exemple de la Domnul, de la apostoli, de la profeți. Și m-am gândit la un vrednic al trecutului, care era Moise. Când ne gândim la Moise, avem o imagine frumoasă a caracterului lui. Putem să copiem, să învățăm ceva din caracterul lui Moise? Se spune, se amintește deseori că Moise era un caracter blând. Dumnezeu spune către Iosua, robul meu Moise a murit. Robul meu Moise a murit. Acum, dar tu, întărește-te și îmbărbătează-te, fii curajos! Am putea spune, cu alte cuvinte, Iosua, eu văd că tu nu ești la nivelul lui Moise. Moise a fost un caracter puternic. A fost un om după ceea ce am așteptat eu de la el. Dar tu, Iosua, ești un caracter bun.
dar întărește-te și îmbărbătează-te, pentru că ai nevoie. Oare noi avem nevoie de îmbărbătare, de întărire, de curaj? Probabil că avem. Probabil că unii s-ar gândi că au ajuns la acel nivel și poate că nu mai au. Dar imaginea aceasta frumoasă a lui Moise, aș vrea să mi-o spuneți voi, dar nu pot să interacționez cu fiecare. Care este gândul nostru când vorbim despre Moise? La ce ne gândim? Probabil că ne gândim la un om puternic, ținând două table ale legii în mână, coborând de pe un munte. Probabil că ne gândim la un păstor rezemat într-o botă, păscându-și o turmă. Probabil unii ne gândim la un copil înfășat în niște scutece, pus într-un coșuleț de papură, care era uns cu smoală să nu intre apa în el, și apoi pus pe o apă, între niște trestii. Probabil să ne-am putea gândi la cei 120 de ani ai lui, care i-a dobândit prin multe schimbări. Au fost multe schimbări în viața lui. Probabil și în viața noastră se întâmplă multe schimbări. Totuși, Biblia declară, când Moise ajunge pe acest munte Nebo și unde trebuia el ca să privească țara de departe, acolo Biblia declară Moise, la 120 de ani, încă vederea nu-i scăzuse, puterile nu-l părăsise. Foarte interesant lucrurile când Domnul este totdeauna cu tine. Parcă corpurile noastre slăbesc, ochii se împăiejănesc, urechile aud mai greu, dar spiritul care este în noi este mai puternic. Primii 40 de ani Moise avea niște condiții excelente. Înțelegem că părinții lui au fost niște părinți evlavioși, așa declară Biblia. Amram și Iochebed erau niște oameni evlavioși. Nu numai că erau evlavioși, dar erau și curajoși. Erau îndrăzneți. De ce erau așa îndrăzneți? Porunca lui Faraon era dat la moaștele care moșeau
cei care nășteau, pe femeile evreice care trebuiau să nască, porunca lui Faraon era, când va naște o femeie evraică, voi, moașelor, să mergeți și să vedeți, dacă naște un fiu, să-l omorâți. Dacă naște o fetiță, să nu omorâți. Moașele au făcut lucrul acesta. Au mers și, când au născut fii, ce au zis? Există un Dumnezeu în ceruri. Ne temem să facem lucrul acesta. Nu o să facem. Și când a văzut Faraon că nu fac, ce s-a întâmplat? De ce nu faceți lucrul acesta? Pentru că femeile evreiești sunt puternice. Când mergem noi să le moșim, ele deja au născut și copiii nu mai sunt. I-au ascuns sau probabil că sunt numai fete. Au dat ele niște explicații. Și atunci Faraon dă un ordin și mai puternic. Pentru toți locuitorii Egiptului, când se va naște un copil de parte bărbătească în Ținutul Gosen, fiecare are responsabilitatea să îl ieie și să-l arunce în Nil, în râu. Iată că Iacobed și Amram nu respectă acest ordin. Ce credeți că ar fi putut să se întâmple pentru că ei n-au respectat acest ordin? La un moment dat, Scriptura ne spune că l-a ținut ascuns 3 luni. 3 luni să-l ții ascuns un copil, plânge, e mai mare. Era un risc pentru ei. Ar fi putut să fie descoperit, să fie luat, să fie omorât și părinților ar fi putut avea consecințe grave. Dar ei sunt curajoși, ei sunt evlavioși, ei sunt tari. Nu se tem de această poruncă a lui Faraon. În condiții nefavorabile, în comunism sau în alte condiții, v-ați plecat capetele la Faraon? Sau ați mers și v-ați ascuns prin case și totuși ați lăudat pe Dumnezeu? De aceea sunteți aici. De aceea sunteți binecuvântați. Pentru că ați rezistat și în condiții nefavorabile. În condiții favorabile, vă plecați capul lui Mamon? De aceea sunteți aici. De aceea sunteți binecuvântați. Pentru că pe Mamon l-ați lăsat deoparte. Dar n-aș vrea să vă laud, pentru că lauda trebuie să îi se cuvină Domnului. Fără Domnul care ne păstrează mâinile Lui, nu suntem nimic. Lauda noastră trebuie să fie rugăciunile noastre. Trebuie să fie plecarea capetelor noastre. Cu asta trebuie să ne lăudăm. Și atunci Domnul lucrează. Dar dacă Moise trăiește în aceste condiții favorabile, în lux, comoditate, primii 40 de ani, ca fiul fiicei lui Faraon, ce credeți că a dezvoltat în caracterul lui?
El era privit ca un general al lui Faraon, învățat cu lupte, cu condiții care erau în acel sistem. Ce credeți că a dezvoltat în inima lui? Un caracter tare în mintea lui. Și iată că Scriptura ne spune că acest Moise, la această vârstă, la 40 de ani doar, vine interesat cumva de poporul evreu. El dorea să se identifice cu acest popor. Să ne amintim relatarea Scripturii. Moise era crescut de mama lui. Evenimentele le știm. N-aș vrea să ocup mult timp cu toate detaliile. Știm că a fost crescut de mama lui. Până la o vârstă fragedă. Și ceilalți ani a fost preluat de fiica lui Faraon. În aceste condiții, el era crescut în, am putea spune, în idolatria sistemului. Dar totuși, primele lui clipe sau primele lui zile ca și copil a fost crescut de mama lui naturală. Care ce era această mamă? Evlavioasă. Credem că cât timp era cu mama lui, mama lui i-o fi explicat. Uite, Moise, tu ești fiul meu, dar trebuie să fii și fiul fiicei lui Faraon. Condițiile sunt așa. Ce o priceput el, nu știm. Dar el a văzut primele evenimente ce se întâmpla la evrei. Mama lui o fi spus, Dumnezeu este unul singur, pe el trebuie să-l lăudăm. În schimb, la Faraon, ce a spus mama lui adoptivă? Dumnezeu sunt mulți, sunt idoli mulți, de piatră, de lemn, fiul soarelui și alte și mai alte. Obiceiuri păgâne. La vârsta de 40 de ani, Moise este în stare să discearnă aceste lucruri. Și ce ne declară Biblia? Că la această vârstă, el este interesat de frații lui. Așa declară Biblia. Faptele Apostolului, capitolul 7, versetul 23, ne spune așa. Și când a împlinit 40 de ani, i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi, pe fiul lui Israel. El a hotărât să demonstreze că, deși se afla în straie egiptene, ca un general bine pregătit la curtea lui Faraon, dorea să simtă cu cei asupriți, nedreptățiți, care erau frații lui de sânge. Astfel citim în Exod 2:11. În vremea aceea, Moise, crescând mare, a ieșit pe la frații săi și a fost martor la muncile lor grele. A văzut pe un egiptan care bătea pe un evreu, unul din frații lui. A văzut pe unul din ei suferind nedreptate, i-a luat apărarea și a răzbunat pe cel asuprit, lovind pe egiptean. Credea că frații lui vor înțelege că Dumnezeu, prin mâna lui,
le dădea eliberare, dar n-au înțeles. Deci, declarația Scripturii în Fapte, capitolul 7, ne spune lucrul acesta. Acum Moise venea ca să pună în practică ce a învățat în casa lui Faraon. O dreptate, o dreptate în mintea lui. Aceasta este dreptate? Să-i fac bine unui frate și să-l lovesc pe celălalt. Este dreptatea lui, învățată în casa lui Faraon. Frații lui evrei n-au priceput că acesta poate să fie un eliberator. Dumnezeu nu a aprobat aceasta fapta lui Moise. Nu era timpul pentru el ca să fie un eliberator. Dumnezeu avea în vedere ca Moise să mai meargă 40 de ani, să mai învețe și alte caracteristici care trebuie puse în inima lui, care trebuiau puse în inima lui. Și ce învață în următorii 40 de ani? Următorii 40 de ani ni se arată în Scriptură că era păstor. Păstor. În ce condiții sunt păstorii? Ne pot spune poate frații care au avut turme. Aici, în partea noastră, este ploaie, frig. Acolo, arșiță, căldură, dealuri, văi, pietre, nisip. Condiții foarte diferite față de ce condiții avea el ca general al lui Faraon. O diferență foarte mare. Ce învață Moise din această mare diferență în care ajunge? Umilință. Nu mai este tare, nu mai este hotărât. El este hotărât să-i se spună ce să facă. Ce să fac, Doamne? O să faci ceea ce spun, dar sunt gângav. Eu nu sunt potrivit. Cum nu ești potrivit, Moise? Tu ai fost generalul lui Faraon, ai fost învățat să fii puternic, dârz. Acum vii și spui că nu ești potrivit? Ai învățat umilința, ai învățat blândețea, ai învățat că ai nevoie de cineva în viața ta. Am învățat umilința. Am învățat blândețea. Am învățat că avem nevoie de cineva în viața noastră. Numai învățând aceste lucruri, putem să fim bine plăcuți lui Dumnezeu. Pentru că în aceste inimi Dumnezeu guvernează. Dar până când vom avea haina de egiptan pe noi, până când nu o vom da jos, Dumnezeu nu va aproba astfel de atitudine. Să învățăm, dar, să lepădăm haina răutății, haina de egiptean. Să învățăm să trăim frumoși ca în timpul zilei. Să învățăm să fim aprobați de Dumnezeu. Să învățăm că trebuie să primim altă haină, o haină albă.
Dar nu putem primi peste această haină până când nu o dăm jos pe aceasta. Unde mai putem? Cum am merge pe drum cu două haine? Trebuie să le bădăm haina răutății. Trebuie să ieșim din haina egiptenilor, din lume, cu închinațiile ei, cu lucrurile ei, cu ademenirile ei. Dacă vrem să fim bineplăcuți Domnului, este decizia noastră. Dacă vrem. Dumnezeu ne-ar fi putut face roboți. Să ne implanteze un chip și așa merge. După cum te dirijez eu. Dar nu. Ne-a făcut cu voință liberă. Și această voință liberă demonstrează ce ai aici. Ce ai ce n-ai primit? Și dacă ai primit, de ce te lauzi ca și cum n-ai fi primit? Uneori ne înălțăm, pentru că așa e caracterul imperfect. Suntem mândri. Suntem mândri poate cu o vorbă sau cu o faptă. Odată un frate, aveam niște discuții cu el și îmi spune, știi ce, Daniel, de la tine nu aștept. Pentru că încă tu nu poți pricepe. Umilință? Cap a plecat? Bine plăcut Domnului? Astfel de atitudini nu sunt bine plăcute Domnului. Mulțumesc, frate. Trebuie să fie răspunsul nostru. Sau, poate cum am greșit eu, să zic, dar ce, tu știi mai multe? Unde-i caracterul tău? Unde-i faptele tale? De aceea trebuie să trecem încă 40 de ani ca păstori, prin dealuri, prin văi. Avem o cântare care ne spune, lăsând înălțimea munților, în vale coborâți, acolo sunt examenele care trebuie să le dăm. Pe munți vom ajunge, dar la timpul potrivit. Când Domnul va vedea că calificarea care El vrea să o ai, ți-ai dobândit-o. Deci acest tânăr puternic în haine egiptene trebuia să fie un păstor prin munți, prin văi, prin dealuri, printre pietre, prin condiții nefavorabile. Dar la vârsta de 80 de ani, Moise, se întâmplă că ajunge cu turma lui unde nu a fost până atunci, pe niște munți, niște locuri mai îndepărtate. Și acolo vede un rug aprins. Rezemat în toiagul lui, se întoarce și se miră. Cum acest rug încă arde și nu se mistuie? Moise, scoateți încălțămintea din picioare. Destul ai umblat cu încălțămintea ta.
acum scoate-ți-o din picioare. O să-ți spun eu ce încălțăminte să iei. O să-ți spun eu pașii care trebuie să-i faci. Tu ai ajuns deja la nivelul la care eu am vrut să ajungi. Ești calificat deja pentru misiunea care eu am să ți-o dau. Scoate pe poporul meu din Egipt. Și iată, încă 40 de ani în care Moise trebuia să muncească, să lupte, să vorbească, nu cu el, cu un popor. Cu un popor al lui Dumnezeu. Cu un popor care era răzvrătit. Dar totuși, o calitate care a avut acest popor, o putem lua în evidență? Sau o scoate în evidență? Ce calitate a putut să aibă acest popor în Ținutul Goseni? Pentru că mintea imperfectă totdeauna merge la ce nu-i bun, ce nu-i potrivit. Asta văd eu la frați. Uite ce-a făcut, uite cum a vorbit, uite că nici nu crede ca mine. Păi, ăsta mi-e mai frate, are alte detalii. Nu crede în prezența Domnului, eu cred, eu sunt mai bun, el nu-i. Asta vedem. Sau privim pe fratele nostru ca un răscumpărat al Domnului? În Apocalipsă se amintește că Domnul a răscumpărat pe orice neam, pe orice limbă, pe orice norod. Nu a rămas nimic nerăscumpărat. Dacă ar fi rămas ceva nerăscumpărat, aș fi zis, tu ești cel nerăscumpărat. Am dreptul să te înlătur. Toți au fost răscumpărați de Domnul. Să privim pe fratele nostru ca un răscumpărat al Domnului. Dar mai mult, când vedem un om din lume care este închis în mintea lui și nu poate să priceapă adevărul, nu poate să priceapă că există un Dumnezeu, să-l privim ca un răscumpărat al Domnului, la timpul potrivit. Asta cere Domnul de la noi, să învățăm să ne comportăm în lume, ca să putem să arătăm că suntem fii ai luminii. Altfel, ce lucru faci tu? Cu ce ești tu mai bun dacă iubești pe cel ce te iubește? Acum Moise trebuia să meargă să scoată poporul lui, să-l ducă unde Domnul îi va arăta. Trece Marea Roșie prin niște minuni. Foarte interesant, detaliu. Un detaliu foarte interesant. Când ajunge la Marea Roșie, marea înainte, oastea lui Faraon venea să-l lovească, și atunci ce se întâmplă? Știm că în față era norul în timpul zilei și în timpul nopții era stâlpul de foc. Dar în acest moment ce se întâmplă? Ați prins acest detaliu. Frații din Moldova știu mai bine decât mine, pentru că eu l-am aflat doar zilele acestea. Norul din care era în față, se duce în spatele lor. Se pune între ei și egipteni. Mai mult, ce se întâmplă cu acest nor?
către egipten era întunecat și către evrei era luminos. Un detaliu foarte minunat. O minune foarte mare. Adică cum? Către egipten era întunecat, către evrei era luminos. De aceea n-au putut ei să ajungă la acest popor până n-au trecut Marea Roșie. Fraților, să știți totdeauna că acest nor este către noi. Totdeauna luminos. Dar pentru lume acest nor este întunecat. Pentru că este norul care Dumnezeu îl permite și îl conduce. El știe unde să ne ducă. Iar în dosul norului există un curcubeu. Doream să ajungem cu acest popor până la un timp în care ei trec Marea Roșie, ajung în pustie, merg 3 zile și ajung la o apă care se numea Mara. Mara, adică amărăciune. Această apă face ca poporul să se agite, să se supere, să nu-i convină. Câteodată și noi ne supărăm. Oare de ce Domnul permite asupra mea astfel de încercări? De ce sunt amare? Păi apa trebuie să fie dulce, învățătura trebuie să fie binecuvântare, eu ascult de Domnul, eu îl urmez. Cum? Amărăciune? Cum? Încercări? Și atunci apare Moise. Doamne, ce să fac cu acest popor? Și atunci noi ne gândim la Domnul. Doamne, Tu ești cel care trebuie să îndulcești aceste ape amare, dar când Tu voiești. Și Dumnezeu îi spune la Moise, un lemn care va îndulci aceste ape, un lemn care răscumpără întreg neamul omenesc. Pe acest lemn a fost răscumpărat întreg neamul omenesc. Fraților, fratele Nicolae se apropie de mine, dar nu voi încheia până nu vă voi spune de Elim. Ajung la Elim. La cele izvoare, câte? 12 izvoare. Câți palmieri? 70 de palmieri. Uitați-vă la o imagine frumoasă când vedeți ceva, o plajă imensă, câțiva palmieri, soare arzător. Este o imagine paradis, nu? Oamenii merg să se relaxeze. Dar în această oază binecuvântată erau 12 izvoare, 70 de palmieri și ajunge poporul acolo. M-am gândit,
Când au crescut acești palmieri? Când au fost pregătite aceste 12 izvoare? Probabil, dacă Moise voia să scoată poporul înainte cu 80 de ani, nu era gata acest loc pregătit. Așa că să fim atenți. Noi avem 12 izvoare. Avem acești 70 de palmieri. Sunt reprezentări frumoase. Dar astăzi o să închei. Cu altă ocazie să discutăm. Dar până atunci, gândiți-vă, ce pregătiri minunate face Domnul pentru noi. Ce oază binecuvântate avem noi astăzi, că suntem lângă 12 izvoare și 70 de palmieri. Învățături adânci, învățăturile Domnului, al timpului prezent. Domnul nu se lasă fără ucenicii săi. Așa cum a amintit fratele George, noi trebuie să scădem aici, pentru că dincolo trebuie să completeze acest corp. Domnul să fie binecuvântat și să aveți în inimile voastre totdeauna aceste imagini frumoase. Dacă El dă pace, cine poate să o tulbure? Amin.